Luna ianuarie, ziua a patra, soborul Sfinților 70 de apostoli. După alegerea celor 12 apostoli, Domnul nostru Iisus Hristos a luat încă 70 de apostoli mai mici ca să-i trimită la propovăduire. Despre acest lucru scrie Sfântul Evanghelist Luca astfel. După aceștia a arătat Domnul și alți 70 și a trimis câte doi înaintea feței sale pentru că pe cei 12 îi avea lângă el ca pe niște martori ai vieții sale, iar pe cei 70 îi trimitea. Dar care erau numele celor 70 nu este adeverit, de vreme ce, precum scrie Sfântul Evanghelist Ioan, mulți din ucenicii lui s-au dus și după aceea nu mai umblau cu dânsul și a zis Iisus celor 12, oare și voi voiți să vă duceți? Și a fost așa, căci aproape de patima cea de bunăvoie a Domnului se împuținaseră foarte mult ucenicii lui și abia câțiva din cei 70 rămăseseră lângă el, dar și din cei 12 a căzut unul. Iar după înviere, ceata Sfinților 12 apostoli s-a împlinit cu Matia, iar ceata celor 70, nu îndată, ci încet, s-a împlinit cu cei nou încredințați, prin buna vestire a celor care erau în ceata celor 12 și prin propovăduirea Sfântului Pavel, cel chemat de sus, în aceeași ceată cu Sfântul Petru. Și se află despre cei 70 de apostoli o istorie scrisă sub numele Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, episcopul Tirului și la începutul cărții Faptelor Apostolilor tipărită, care de asemenea și în prolog este pomenită. Dar acolo sunt scriși unii care numai la început au fost apostoli, iar după aceea au căzut din credință și din apostolie, precum Nicolae, nemernicul antiohian, fiind din cei 7 diaconi care cu Simon Vrăjitorul s-a abătut de la credință, la fel Figel, Ermogen și Dimas, despre care scrie Sfântul Apostol Pavel către Timotei. Știi că s-au întors de la mine toți cei din Asia, dintre care este Figel și Ermogen, și iarăși Dimas m-a lăsat, iubind veacul de acum, pentru că s-a făcut mai pe urmă jertfitor idolesc în Tesalonic. Pentru care scrie și Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu, în epistola sa cea sobornicească din tâi, de la noi au ieșit, dar n-au fost de la noi, de ar fi fost de la noi, ar fi rămas cu adevărat cu noi. Și nu se cuvine ca pe unii ca aceia să-i cinstim în numărul sfinților celor 70 ai soborului, ce acum se prăznuiește, căci ce împărtășire este luminii cu întunericul. Însă mulți sunt în acea istorie trecut sub tăcere pe care Sfânta Biserică în sinaxarul lunilor îi numește sfinți, din cei 70 de apostoli, cum sunt Timotei, Tit, Epafras, Arhip, Ahila, Olimp, Codrat, Ahaic. Sunt încă și altele multe cu îndoire în acea istorie scrisă de cineva sub numele Sfântului Dorotei. Deci, în afară de acea istorie care nu a fost trecută cu totul cu vederea, căci este de trebuință, s-au adunat acestea aici cu multă cercetare din Dumnezeiasca Scriptură, din învățăturile Sfinților Părinți și de la vechi istorici și povestitori bisericești, vrednici de crezare, făcând o enumerare ca aceasta. După numele și rânduiala sfinților apostoli 70, care în această zi se prăznuiesc. Cei 70 de apostoli erau Sfântul Iacob, fratele Domnului, pe care Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Galateni îl pomenește zicând: m-am suit în Ierusalim ca să văd pe Petru, iar pe altul din apostoli n-am văzut decât numai pe Iacob, fratele Domnului. Acesta a fost întâiul episcop al Ierusalimului, pus de însuși Domnul,
pe care, propovăduindu-l, evreii l-au aruncat de pe aripa bisericii și cu pietre l-au rănit și, fiind lovit cu un lemn în cap, s-a sfârșit. Sfântul Marcu, evanghelistul, care a scris Sfânta Evanghelie, îndemnându-l Sfântul Apostol Petru, care pomenește în cea din tâi sobornicească epistolă, zicând: închină-se vouă biserica cea adunată în Babilon și Marcu, fiul meu, acesta a fost așezat episcop de același Sfânt Petru în Alexandria, unde închinătorii de idoli l-au legat cu o funie, apoi târându-l și bătându-l cu pietre, Domnul i s-a arătat și, chemându-l la slava cea cerească, și-a dat Duhul său. Sfântul Luca, evanghelistul, care a scris Sfânta Evanghelie, povestindu-i lui istoria Sfântul Apostol Pavel, care îl și pomenește în epistola către Coloseni, zicând: închină-se vouă Luca, doctorul cel iubit, același a scris și Faptele Apostolilor și, după multe osteneli, și-a sfârșit apostolia sa mucenicește în Teba Beoției. Sfântul Cleopa, fratele mai mic al Sfântului Iosif, logotnicul Fecioarei, care, călătorind în Emaus cu Sfântul Luca, care pomenește de el în Evanghelia sa, iar al său nume îl trece sub tăcere, a văzut pe Domnul după înviere și, după o vreme, evreii l-au ucis în aceeași casă unde a cunoscut pe Hristos înviat prin frângerea pâinii. Sfântul Simeon, rudenia Domnului după Iacob, a fost al doilea episcop în Ierusalim și pentru Hristos și el, răstihnit, s-a sfârșit. Sfântul Varnava, cel numit astfel de apostol, iar mai înainte se numea Iosie, care se pomenește în Faptele Apostolilor și de către Sfântul Pavel, în epistola către Galateni, zicând: m-am suit în Ierusalim cu Varnava. Acesta, cu Sfântul Pavel, a slujit cuvântului și mai întâi a propovăduit pe Hristos în Roma, apoi a fost pus episcop în Mediolan și în patria sa, insula Ciprului, a fost ucis de evrei și de elini cu pietre, apoi l-au îngropat cu Evanghelia Sfântului Matei, cea scrisă de dânsul. Sfântul Iosie sau Iosif, numit Varsava și Iust, cel numărat împreună cu Matia, după Iuda cel căzut, care se pomenește în Faptele Apostolilor, iar de Sfântul Pavel, în epistola sa către Coloseni, se numește și Iisus, care se mai zice Iust, și se povestește de către dascăli că acest Iosie este fiul lui Iosif logodnicul, ca și Iacob, Simeon și Iuda, nu Iscarioteanu, și a fost episcop în Eleuteropolis, unde s-a sfârșit mucenicește. Sfântul Tadeu, care a fost mai înainte ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, apoi al lui Hristos, altul decât Sfântul Apostol Iuda, Tadeul, care se numește și Levi, unul din cei 12 care a botezat pe Avgar, împăratul Edesei, și l-a curățat de lepră, care după multe osteneli, într-o bună vestire a lui Hristos, a adormit întru Domnul în Berit, cetatea Feniciei. Sfântul Anania, care a botezat pe Pavel Apostolul, a fost episcop în Damasc, iar în Eleuteropolis și-a sfârșit alergarea și, fiind ucis cu pietre, s-a dus către Domnul nostru Iisus Hristos, pe care l-a văzut stând în cerurile cele deschise. Sfântul Ștefan, întâiul mucenic și arhidiacon, ucigându-se de evrei cu pietre, s-a dus către Domnul nostru Iisus Hristos, pe care l-a văzut stând în cerurile cele deschise. Sfântul Filip, unul din cei 7 diaconi care a botezat pe Simon Vrăjitorul în Samaria și pe famenul Candachiei,
El a fost episcop în Tralia, Asiei și luminând pe mulți în credință a trecut în adânci bătrâneți la viața cea neîmbătrânită. Sfântul Prohor, unul din cei 7 diaconi, împreună călător cu Sfântul Ioan Cuvântătorul de Dumnezeu și părtașul ostenelilor sale. Întâi a fost episcop în Nicomidia, cetatea Bitiniei, apoi propovăduind pe Hristos în Antiohia, mucenicește, s-a săvârșit. Sfântul Nicanor, unul din cei 7 diaconi, în aceeași zi în care a fost ucis întâiul mucenic Ștefan, după cum se scrie în Faptele Apostolilor, fiind prigoană mare asupra Ierusalimului, a fost ucis împreună cu 2000 din cei ce credeau în Hristos. Sfântul Timon, unul din cei 7 diaconi, a fost episcop în cetatea Bostrica din Arabia și propovăduind numele lui Hristos, a pătimit multe de la iudei și de la elini, fiind aruncat într-un cuptor aprins, a ieșit viu, nevătămat, apoi s-a dus către Domnul. Sfântul Parmena, unul din cei 7 diaconi, săvârșind slujba cea încredințată lui de apostol, într-o propovăduire cea plină de credință și-a dat sfârșitul mucenicește înaintea feței apostolilor. Sfântul Timotei, ostenindu-se într-o bună vestire cu Sfântul Pavel, care i-a trimis 2 epistole, a fost episcop în Efes, iar la praznicul elinesc, ce se numea Catagogion, s-a sfârșit mucenicește. Sfântul Tit, asemenea, s-a ostenit în bună vestire cu Sfântul Pavel, care i-a scris o epistolă. El a fost episcop al Gortinei în Creta. Sfântul Filimon, către care Sfântul Pavel osebit a trimis scrisoare, a fost episcop de Gaza. Sfântul Onisim, despre care Sfântul Pavel scrie către Filimon, chinuit fiind de către Tertul, eparhul Romei, s-a sfârșit în Puteole. Sfântul Epafras, pe care Sfântul Pavel îl pomenește în epistola trimisă către Filimon, zicând: se închină ție Epafras, cel robit împreună cu mine, pentru Iisus Hristos, a fost episcop în Colose, în biserica Laodiceei și în Ierapole, apoi cu Sfântul Pavel a fost la Roma în legături, de unde Pavel, scriind către coloseni, zice: închină-se vouă, Epafras, cel de la voi, robul lui Iisus Hristos, care totdeauna se nevoiește în rugăciuni, ca să fiți desăvârșiți întru toată voia lui Dumnezeu, că mărturisesc pentru dânsul că are multă râvnă și durere pentru voi și pentru cei ce sunt în Laodiceea și în Ierapole. Sfântul Arhip, cel pomenit în aceeași epistolă către Filimon, a fost, după Sfântul Epafras, cel ținut la Roma în legături, episcop în Colose, către care Sfântul Pavel scrie zicând: să spuneți lui Arhip, păzește-ți slujba pe care ai luat-o de la Dumnezeu ca să o săvârșești. Sfântul Sila, care cu Sfântul Apostol Pavel a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și împreună cu dânsul a suferit multe chinuri, bătăi și temnițe, despre care se scrie în Faptele Apostolilor, iar Pavel, alegând pe Sila, a ieșit întărind bisericile. A fost episcop în Corint, ostenindu-se foarte mult în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și făcând semne și minuni, s-a dus către Domnul. Sfântul Silvan, pe care Sfântul Petru în scrisoarea sa cea sobornicească îl pomenește astfel: prin Silvan, credinciosul frate, precum mi se pare, puțin am scris vouă,
Asemenea și Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, zice: Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care la voi, prin noi, s-a propovăduit de mine și de Silvan. Acesta cu Sfântul Pavel a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și a fost episcop în Tesalonic, apoi multe primejdii, suferind pentru nevoința credinței, s-a suit la încununătorul de nevoință, Hristos. Sfântul Crescent, pe care îl pomenește Sfântul Pavel în a doua epistola sa către Timotei zicând: Crescent în Galatia s-a trimis de mine la propovăduire. Acesta a fost episcop în Galatia, apoi a propovăduit în Galia pe Hristos, iar în Viena, cetatea Galiei, a numit episcop pe ucenicul său Zaharia. Apoi iarăși s-a întors în Galatia, unde a murit mucenicește în timpul împăratului Traian. Sfântul Crisp, pe care Faptele Apostolilor îl pomenesc astfel: iar Crisp, începătorul soborului, a crezut în Domnul cu toată casa sa, despre care și Sfântul Pavel în epistola către Corinteni zice că pe Crisp l-a botezat, și a fost episcop în insula Egina, care se află lângă Pelopones, între Marea Egeii și a Ioniei. Sfântul Epenet, pe care Sfântul Pavel în epistola sa către Romani îl pomenește zicând: Închinați-vă iubitului meu Epenet, care este începătorul Asiei întru Hristos, a fost episcop în Cartagina. Sfântul Andronic, pe care în aceeași epistolă Sfântul Apostol Pavel îl pomenește zicând: Închinați-vă lui Andronic, și îl numește rudenie, împreună cu dânsul robit și vestit, între apostolii cei ce mai înainte de el au crezut în Hristos. A fost episcop în Panonia. Sfântul Stahie, pe care Sfântul Pavel în aceeași perioadă, în aceeași epistolă, îl pomenește: Închinați-vă, zice, și iubitului meu Stahie, el a fost pus episcop de către Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, în Argiropolis din Bizanț. Sfântul Amplie, pe care Sfântul Pavel în aceeași epistolă îl pomenește zicând: Închinați-vă lui Amplie, iubitul meu în Dumnezeu, a fost episcop propovăduind pe Hristos în Diospol și în cetatea Odesos, și acolo fiind ucis de Elin s-a sfârșit. Sfântul Urban, pe care în aceeași epistolă Sfântul Pavel îl pomenește zicând: Închinați-vă lui Urban, iubitorul nostru în Hristos, a fost episcop în Macedonia și s-a sfârșit mucenicește. Sfântul Narcis, pe care în aceeași epistolă îl pomenește Sfântul Pavel zicând: Închinați-vă celor ce sunt din casa lui Narcis în Domnul, a fost episcop în Atena. Sfântul Apelie, pe care în aceeași epistolă îl pomenește Sfântul Pavel zicând: Închinați-vă lui Apelie, cel încercat în Hristos, a fost episcop în Heraclea. Sfântul Aristobul, pe care Sfântul Pavel în aceeași epistolă îl pomenește zicând: Închinați-vă celor ce sunt de la Aristobul, a fost episcop în Bretania și acolo, după multe osteneli și pătimiri, s-a sfârșit. Sfântul Irodion, pe care în aceeași epistolă Sfântul Pavel îl pomenește zicând: Închinați-vă lui Irodion, rudeniei mele, a fost episcop în Patras. Sfântul Agab a luat darul prorociei. Pe Sfântul acesta îl pomenesc
Faptele Apostolilor, zicând că într-o vreme s-a pogorât un proroc din Iudeea, nume Agab, care luând brâul lui Pavel și legându-și mâinile sale și picioarele, a zis: așa grăiește Duhul Sfânt pe bărbatul care are brâul acesta, așa îl vor lega iudeii în Ierusalim și îl vor da în mâinile neamurilor. Sfântul Ruf, pe care în epistola către romani îl pomenește Sfântul Pavel zicând: închinați-vă lui Ruf, cel ales în Domnul, a fost episcop în Teba din Elada. Sfântul Asincrit, care se pomenește în aceeași epistolă, a fost episcop în Ircania din Asia. Sfântul Flegon, cel pomenit în aceeași epistolă, a fost episcop în Maraton, în cetatea Traciei. Sfântul Hermes, care se pomenește în aceeași epistolă, a fost episcop în Filipopoli. Sfântul Patrova, cel pomenit în aceeași epistolă, a fost episcop în Neapoli și în Puteoli, Italia. Sfântul Hermas, care în aceeași epistolă se pomenește, a fost episcop în Dalmația. Pentru acești cinci sfinți, care s-au pomenit aici mai sus, scrie Sfântul Pavel zicând: închinați-vă lui Asincrit, Flegon, Hermes, Patrova și Hermas. Sfântul Linos, pe care îl pomenește Sfântul Pavel în epistola a doua către Timotei, a fost episcop în Roma. Sfântul Gaius, pe care în epistola către romani îl pomenește Sfântul Pavel zicând: se închină vouă Gaius, ospătătorul meu și a toată biserica. A fost episcop în Efes după Sfântul Timotei. Sfântul Filolog, pe care îl pomenește în aceeași epistolă Sfântul Pavel zicând: închinați-vă lui Filolog, a fost pus de Sfântul Apostol Andrei episcop în Sinope. Sfântul Lucius, pe care Sfântul Pavel în aceeași epistolă îl pomenește, a fost episcop în Laodiceea Siriei. Sfântul Iason, care se pomenește în aceeași epistolă, a fost episcop în Tars. Sfântul Sosipatru, cel pomenit în aceeași epistolă, a fost episcop în Iconium. Despre acești trei sfinți aici pomeniți, scrie Sfântul Pavel, după ce spune despre Sfântul Timotei zicând: se închină vouă Lucius, Iason și Sosipatru, rudeniile mele. Sfântul Olimpan, pe care Sfântul Pavel îl pomenește în aceeași epistolă, urmând Sfântului Apostol Petru până la pătimirea lui de moarte, a fost tăiat în Roma, împreună cu Sfântul Apostol Irodion, de către Nero, precum scrie Metafrast la ziua Sfinților Apostol Petru și Pavel. Sfântul Tertius, care a scris către romani epistola spusă de Sfântul Pavel, în care singur pe sine se pomenește așa: mă închin vouă și eu, Tertius, cel ce am scris epistola aceasta întru Domnul, a fost episcop în Iconiu, al doilea după Sfântul Sosipatru, unde a câștigat și mucenicească cunună. Sfântul Erast, pe care Sfântul Pavel îl pomenește în aceeași epistolă, a fost iconom al Bisericii Ierusalimului, iar după aceea episcop al Paneadei. Sfântul Quartus, care în aceeași epistolă se pomenește, a fost episcop în Beirut. Despre acești doi sfinți, Sfântul Pavel scrie: se închină vouă Erast, dregătorul cetății, și Quartus, fratele. Sfântul Evod a fost episcop în Antiohia după Sfântul Apostol Petru, pe el îl pomenește Sfântul Ignatie, purtătorul de Dumnezeu, în epistola sa către antiohieni, zicând: aduceți-vă aminte de fericitul Evod, părintele vostru,
care întâi a fost pus păstor vouă de Sfinții Apostoli și s-a sfârșit mucenicește. Sfântul Onisifor, pe care îl pomenește Sfântul Pavel în epistola a doua către Timotei, zicând să dea Domnul milă casei lui Onisifor, că de multe ori m-a odihnit și de lanțurile mele nu s-a rușinat, a fost episcop în Colofon și în Cirene. Sfântul Clement, pe care îl pomenește Sfântul Pavel în epistola către Filipeni, zicând s-a nevoit cu mine și Clement, el a fost episcop în Roma, după episcopii Lin și Clit, apoi surghiunit fiind în Chersones, s-a sfârșit mucenicește prin înecare în adâncul mării. Sfântul Sostene, care după Sfântul Crisp a fost începător soborului iudaicesc, întorcându-se la credință de către Sfântul Pavel și despre care se scrie în Faptele Apostolilor, și prinzând toți elinii pe Sostene, începătorul soborului, îl băteau înaintea divanului. Despre el pomenește Sfântul Apostol Pavel în epistola 1-a către Corinteni, începută așa: Pavel, chematul apostol al lui Iisus Hristos, cu voia lui Dumnezeu și Sostene, fratele, el a fost episcop în Colofon. Sfântul Apollo, despre care pomenesc Faptele Apostolilor astfel: iar un iudeu anume Apollo, de neam din Alexandria, bărbat cuvântător, a venit în Efes, fiind puternic în Scripturi. Acesta era învățat în calea Domnului și, arzând cu Duhul, învăța cu din adinsul despre Domnul. Îl pomenește Sfântul Pavel în epistola 1-a către Corinteni: eu am sădit, Apollo a udat, iar Dumnezeu a crescut. El a fost episcop în Smirna, mai înainte de Sfântul Policarp. Sfântul Tihic, cel pomenit în Faptele Apostolilor și în epistolele Sfântului Pavel către Efeseni și Coloseni, zicând: iar cele pentru mine pe care le lucrez, toate le va spune vouă Tihic, iubitul meu frate și credinciosul slujitor în Domnul, pe care l-am trimis la voi ca să știți cele pentru noi și ca să se mângâie inimile voastre. În epistola a doua către Timotei zice: iar pe Tihic l-am trimis în Efes, el a fost episcop în Colofon după Sfântul Sostene. Sfântul Epafrodit, pe care îl pomenește Sfântul Pavel în epistola către Filipeni, zicând: iar mai de folos am socotit ca pe Epafrodit, fratele, ajutătorul și împreună ostașul meu, iar al vostru apostol și slujitor trebuinței mele, al trimite la voi. A fost episcop în Adriania. Sfântul Carp, despre care Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, după Sfântul Tihic, pomenește zicând: Felonul pe care l-am lăsat în Troada, la Carp, venind aici, să-l aduci precum și cărțile. El a fost episcop în Veria Traciei. Sfântul Codrat a fost episcop în Atena și în Magnesia, unde cuvântul Domnului propovăduind și-a luat sfârșitul prin mucenicie de la atenieni în vremea împăratului Adrian, 117-138. Sfântul Marcu, care se numește și Ioan, pe care Faptele Apostolilor îl pomenesc de multe ori, că a fost călător împreună cu Pavel și cu Barnaba, zicând: iar Barnaba și Saul s-au întors din Ierusalim la Antiohia, împlinindu-și slujba, și au luat cu sine pe Ioan, care se chema Marcu. El a fost episcop în Biblos din Fenicia și umbra lui gonea bolile. Sfântul Zina, care se zice legiuitor, adică învățătorul legii lui Moise, despre care Sfântul Pavel în epistola sa către Tit zice: pe Zina legiuitorul de grabă să-l trimiteți la mine, el a fost episcop în Diospoli.
Sfântul Aristarh, despre care pomenesc Faptele Apostolilor, precum și Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni și către Filimon, el a fost episcop în Apameia Siriei. Sfântul Pudențiu, despre care pomenește Sfântul Pavel în Epistola a doua către Timotei, zicând, se închină ție și Pudențiu, el a fost la romani, bărbat drept credincios, primind în casa sa pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și adunarea celorlalți credincioși, a cărui casă s-a schimbat după aceea în biserică, ce se numea păstorească și în care se zice că Sfântul Petru slujea liturgia. Sfântul Trofim, despre care Faptele Apostolilor pomenesc, ca și Sfântul Pavel în Epistola a doua către Timotei, zicând, iată pe Trofim, l-am lăsat bolnav în Milet, el cu Pudențiu și cu Aristarh a urmat în toate călătoriile pe Sfântul Pavel și la sfârșit, în vremea tăierii lui în Roma de către Nero, toți acești trei au fost tăiați. Sfântul Marcu, nepotul lui Barnaba, a fost episcop în Apolonia, despre el pomenește Sfântul Pavel în epistola sa către Coloseni, împreună cu Sfântul Aristarh, zicând, închină-se vouă Aristarh, cel robit cu mine, și Marcu, nepotul lui Barnaba. Sfântul Artemas, despre care pomenește Sfântul Pavel scriind către Tit, zicând, când voi trimite pe Artemas la tine, el a fost episcop în Listra. Sfântul Acvila, despre care pomenesc Faptele Apostolilor și Epistolele lui Pavel, a fost episcop în Heraclea, iar în Asia și în Ahaia a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și a fost ucis de necredincioși. Sfântul Fortunat, despre care Sfântul Pavel pomenește în Epistola întâia către Corinteni, a câștigat sfârșit fericit în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Sfântul Ahaic, pe care îl pomenește Sfântul Pavel împreună cu Fortunat, în aceeași epistolă către Corinteni, m-am bucurat de venirea lui Fortunat și a lui Ahaic, căci lipsirea voastră au împlinit-o aceștia și au odihnit duhul meu și al vostru. Până aici se împlinește desăvârșit ceata Sfinților 70 de apostoli, la care, după alt izvor al Evangheliei, se adaugă încă și acești doi. Sfântul Dionisie Areopagitul, despre care pomenesc Faptele Apostolilor, a fost întâi episcop în Atena, apoi în Galia a propovăduit pe Hristos și acolo i s-a tăiat capul. Iar faptul că și acesta a fost din aceeași ceată apostolească, îl mărturisește Eusebiu zicând astfel despre acești apostoli. Au adăugat la aceștia pe Areopagitul acela, anume Dionisie, care s-a întors la credință în Atena prin propovăduirea lui Pavel, cum scrie Luca în Faptele Apostolilor. Sfântul Simeon, care s-a numit Niger, despre care Sfântul Luca în Faptele Apostolilor pomenește zicând, erau unii în biserica din Antiohia, proroci și dascăli, Barnaba și Simeon, care se numea Niger, iar cum că și acesta este din aceeași ceată apostolească, mărturisește Sfântul Epifanie, punându-l pe dânsul între apostoli, pentru că le pomenește numele acelora astfel. Marcu, Luca, Iust, Barnaba, Apelie, Ruf, Niger, adică Simeon, Niger, și pe ceilalți 72. Astfel scrind, Sfântul Epifanie pentru acești doi ne încredințează că ceata acestor sfinți apostoli cuprinde 72 de fețe și că Sfântul Simeon Niger este unul din același număr apostolesc.
cu ale tuturor acestora mult ajutătoare sfinte rugăciuni, să ne învrednicim și noi cu adunarea cea sfântă ca să ne facem părtași chemării cerești și să cunoaștem pe cel preanalt apostol și arhiereu al mântuirii noastre, Iisus Hristos, lăudându-L pe El, ca și pe Dumnezeu Tatăl și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.